partidului. Cred în victoria noastră și fac un apel către toți simpatizanții și membrii PNL să se mobilizeze într-o bătălie pe viață și pe moarte, nu numai pentru soarta Bucureștiului, ci și pentru soarta democrației în România. Pentru că de rezultatul alegerilor în București va depinde în mare măsură cine va conduce guvernul din Palatul Victoria după alegerile din toamnă. Și ar fi o catastrofă pentru România să-i vedem acolo din nou pe Dragnea, pe Ponta, pe Zgonea, pe Șova, pe toți cei care au blocat mersul democratic și spre prosperitatea României în ultimii ani. Repet, ne vom bate pe viață și pe moarte, nu numai pentru București, ci și pentru democrație în România.